Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit să călătorim prin lumea rațiunii. Știți, am făcut așa în urmă cu câteva zile o retrospectivă. Mi-am văzut emisiunile din această vară. Cu regret trebuie să semnalez faptul că n-a fost niciuna așa mai distractivă, mai amuzantă. Trebuie să mai și zâmbim, trebuie să ne mai și amuzăm, mai ales că în zona aceasta a pseudoștiinței este un izvor nesecat de surse de amuzament. Bine, acum trebuie să recunosc și eu, e un amuzament oarecum amar, gândindu-te că semeni de-ai tăi pot să spună, să susțină, să creadă în tot soiul de năzbâtii. Veți vedea, aceasta este o emisiune dedicată năzbâtiilor. L-am luat dintr-o emisiune, nu o singură ediție, ci dintr-o serie de emisiuni ale unei tinere domnișoare, v-am mai spus, mi-am mărturisit și cu alte ocazii admirația față de distinsa domnișoare, emisiune în care se rostesc aproape fără excepție năzbâti. Au mai fost niște excepții. A avut domnia sa și niște emisiuni serioase cu medici care vorbeau despre medicină, iar nu despre pseudomedicină. Haideți să vedem o primă secvență selectată pentru această ediție despre care v-am spus, am dedicat-o năzbâtiilor. Da, avem o... De exemplu, începe. Exploziile solare. Vedem clima, pur și simplu nu mai înțelegem ce se întâmplă și nu mă refer numai la clima din România. Mă refer la clima globală. Acum câțiva ani Pământul a fost lovit de un meteorit și axa Pământului s-a modificat cam cu 8 grade, între 8 și 10 grade. Este automat normal să avem, cum să spun, niște schimbări climatologice. Dar efectiv aceste schimbări ne dau peste cap și ne pot influența mentalul. Da, a fost o secvență foarte scurtă, ați văzut, am avut și eu o năzbâtie, calculatorul. Câmpurile acelea negative, în emisiune se vorbește despre câmpuri negative într-una dintre ediții, despre punctele acelea malefice în care au loc accidente, o chestie groază. Bănuiesc că și aici este o zonă în această ediție a emisiunii de câmp din acela malefic care, ce să facă acest câmp malefic, îmi afectează calculatorul. Bine, aș putea să tai la montaj bucățica aceea, dar știți și dumneavoastră, emisiunea aceasta o fac ca și cum ar fi în direct. Nu modific nimic, nu corectez nimic. Aici, vedeți, dumneavoastră, sunt trei afirmații importante în secvența pe care ați văzut-o. Una dintre ele este că în urmă cu câțiva ani un meteorit a lovit Pământul. Se întâmplă. Mai cad meteoriți pe Pământ. Nu e asta o problemă. Problema e că meteoritul a fost atât de mare încât axa Pământului a fost deviată cu 8 grade. Vi se pare altceva decât o năzbâtie această afirmație? Nu, este chiar o năzbâtie. Aș fi lăsat eu cumva să zic, domnul, o fi greșit omul, l-a luat gura pe dinainte așa, avea altă cifră în minte, dar vă pot garanta eu, în ultima sută de ani, n-a existat niciun meteorit care să lovească Pământul și să modifice acolo. Cât de puțin sesizabil axa Pământului. 8 grade e foarte mult. Ai fi văzut cum steaua polară, de exemplu, și-ar modifica poziția cu 8 grade. Oh, păi s-ar fi rătăcit corăbierii, dragi prieteni și prietene. A treia chestie care ține de năzbâtii a fost ultima afirmație, că schimbările climatologice influențează mentalul. Da, nu te simți prea bine când este foarte cald, dar asta este cu totul altceva. Vreau să vă spun că pe domnul pe care ați văzut mai devreme, chiar îl cunosc. Am băut împreună chiar niște țuici. Aș putea spune că suntem chiar amici. Este redactorul șef al revistei Lumea Misterelor, revistă care m-a onorat cu un premiu tocmai legat de anul 2012,
care era și tema emisiunii, pentru că m-au invitat să țin o prelegere în fața cititorilor legat de ce este acest an 2012. Asta era cu 4-5 ani în urmă. Și le-am explicat cititorilor respectiv că nu este nici o problemă. Omul este, mă rog, face investigații, e de admirat. Pleacă prin țară să descopere mistere. Problema este că lucrurile pe care le descoperă nu sunt trecute printr-un filtru sceptic, printr-un filtru critic. Dar asta este o altă poveste. Vrem să prezentăm în continuare năzbâtii. Haideți să vedeți acum ceva legat de 10-a 6, care dă 16. 10 iunie. Haideți să vedem. Sper să nu mai fie spiritul malefic asupra lui calculatorul. Dacă se va întâmpla, eu fac un descântec. Să dau un exemplu de schimbare de pe forță? 10-a 6. 16 este un număr extrem de puternic. De ce? Intrarea în piramida lui Cheops este în dreptul celei de-a 16 asize. E tare să-i spune. E 16. Ce s-a întâmplat pe 10-a 6? O schimbare totală. Că este benefică, că este mai puțin benefică, o vedea. Dar o să observăm că toate evenimentele acestea importante și chiar și tragedii au o explicație 16. Foarte clară. Deci da. Lucruri ascunse pe 10, așa s-au întâmplat lucruri ascunse care vor ieși la iveală, că 7 este și așa și așa, și pe partea ascunsă și pe partea... E și la mâna Domnului și la mâna Domnului și la mila omului. Da, deci trebuie să înțelegem, sunt niște lucruri. Poate schimbarea a fost bună. Oricum este foarte interesant și putem observa cum Dumnezeu are atâta grijă de noi și nu ne va lăsa niciodată, încât a pus Pământul fix între cele două planete, singurele pe care se spune Venus și Marte, singurele pe care se spune că ar fi posibilă viața. Bine, acum este mediu optim pe Pământ, dar se pare că în viitor va fi pe Venus, chiar dacă acum este prea cald. Și cum noi suntem protejați de Jupiter și Saturn, care preiau toți asteroizii și toți meteoriții din univers pentru a nu veni către noi. Pe micul deci, benefic Venus și marele benefic Jupiter. Iată cu câtă înțelepciune a făcut Universul să ne protejeze pe noi ca planetă, unde se desfășoară viața. Și mai viața. Un lucru extrem de interesant pe care mulți îl cunosc, e Luna, nu și arată decât o singură față. Câți dintre noi ne-am pus, chiar dacă nu suntem raci, guvernați de lună și așa, exact. Balanțe și așa, câți ne-am pus noi în prisma lunii? Partea aia nevăzută a noastră, am studiat-o noi vreodată? Nici n-ar fi interesant să să-și piardă această față, să se întoarcă nu, reversul. Da, dar, este chiar întunericul care arată lumina, reflectă lumina, de fapt, lumina proprie. Exact. Da. Asta e un lucru foarte interesant. Și asta poate să te ducă la o schimbare extremă. E jocul oglinzilor. Exact. Da, eu nu știu ce s-a întâmplat pe 10-a 6-a, așa ceva nemaipomenit. Nu știu, bă, mărturisesc că habar n-am. Vedeți, se spune că sunt niște lucruri ascunse care vor ieși la iveală, nu știu, peste un număr de ani, 10, 15, 20, mă rog, 23. Problema este că, fiind lucruri ascunse, de unde știm că s-au întâmplat? Dar mai este o problemă cu acest 10-a 6-a și ați văzut legătura făcută cu piramida. Păi, vedeți, noastră, iarăși, calendarul nostru este un calendar convențional. Avem calendarul acesta, gregorian, de stil nou. Dar dacă am fi luat calendarul iulian, data asta de 10-a 6-a, care e luată în considerare de amicul meu, atunci n-ar mai avea semnificație. Nu știu, iarăși, e o chestie care nu o pricep în ceea ce privește numerologia. Cum este ea valabilă strict pentru calendarul acesta de stil nou? Iar apoi chestia cu Venus va fi probabil locuibilă. E cald acum pe Venus, dar va fi locuibilă. Nu e chiar cald pe Venus. La suprafața planetei, Venus, temperatura este de vreo 400 de grade. Nu mai vorbim de căldură. Cred că putem vorbi de oarece fierbințeală. Plumbul, cositorul, se topește la suprafața, la această temperatură, mai bine zis. Iar despre presiune, și cum le-a așezat Dumnezeu pe toate? Cum l-a așezat Jupiter, care strânge toți asteroizii din univers, Jupiter și Saturn, da, strânge toți asteroizii din univers. Ce putere au din universul întreg. Iar cu fața nevăzută a lunii, permiteți-mi să nu mai fac niciun comentariu, pentru că mai avem niște năzbâte de discutat. Este vorba despre ceva care se vehiculează în lumea aceasta minunată și mereu surprinzătoare a pseudoștiinței, este vorba despre rețelele Hartmann. Știm, făcând o mică paranteză, Pământul este acoperit de o rețea.
numită rețeaua Harman. E, aceste accidente, aceste evenimente rutiere, să le numim, că ne referim la evenimentele rutiere. Rețeaua Harman, pentru da, că vom spune imediat. Au loc pe aceste rețele Harman și rețeaua Harman este o rețea, să ne închipim o plasă. O plasă cu Harman și rețeaua Harman este o rețea, să ne închipim o plasă. O plasă cu grosimea aproximativă a fâșiei, unii spun că are 16 cm, alții spun că are 20 de cm, și un pătrățel sau un dreptunghi cu latura de aproximativ 2 metri. Haideți să vedem totuși unde se întâmplă aceste lucruri. Aceste evenimente se întâmplă în mod deosebit în intersecția celor două fâșii, numit nodul Harman. Unde se intersectează, unde se intersectează aceste două fâșii. Dacă ne închipim o plasă... Dar nu știm, de fapt. Nu știm. Aceste lucruri se pot depista. Uitați, în sectorul 1 se spune că cea mai periculoasă intersecție din sector a fost șoseaua București-Ploiești, cu pasajul Băneasa. Aici au avut loc... Deja de aici începem pe DN1. Deci începem pe DN1 și iarăși DN1 foarte periculos. Tronsonul, se pare că tronsonul București-Brașov este cel mai periculos tronson trebuie de pe DN1. Trebuie neapărat să, ca telespectatorii să înțeleagă despre ce vorbim noi aici. Aceste noduri simple nu fac nimic, dar dacă sub aceste noduri sunt falii, sunt rupturi ale scoarței terestre, sunt izvoare subterane, ape subterane, sunt conducte de canalizare, amplifică acest lucru. Deci un șofer, pe scurt, un șofer sau un mai mult șofer sau un pieton, dacă stă mai mult de, știu eu, 20, 30, 50 până într-un minut în acest nod, reacțiile lui nu mai sunt reacțiile normale. Un șofer poate să fie de aceste zone, numite geopatogene, aceste noduri, atacă în primul rând, între ghilimele, sistemul nervos. Automat șoferul poate să devină mai nervos, poate pur și simplu să nu-și mai controleze reacțiile, poate pur și simplu să nu mai fie atent la ce se întâmplă și automat o clipă de neatenție duce la aceste accidente. E ceva de zis? Da, putem să facem un comentariu. În primul rând, de unde știm de această rețea Harman? Există vreun aparat care poate să caroieze, să stabilească coordonatele acestei rețele? Vedeți dumneavoastră, se află la intersecția unor fâșii, e vorba de niște puncte care au dimensiuni, mă rog, ținând cont de eroare, relativ mic. Deci au și cercul acela de eroare. Ar trebui că atunci când vorbesc de accidentele acelea în zonele geopatogene să se întâmple strict în același loc. Să zicem la kilometru 15 plus 125 de metri. Să zicem. Pe o șosea oarecare. Să se întâmple exact, dar exact același punct, fenomenele respective. Pentru că acolo, nu-i așa, este o zonă geopatogenă. Bineînțeles că nu se întâmplă așa. Pentru că statistica din care se citea se referea la zone suficient de mari. Și este adevărat, pot să fie zone oriunde pe această planetă în care numărul de accidente să fie mai mare. Din cauza că nu e bine sistematizată porțiune, artera respectivă. Eu știu, din cauza că este foarte aglomerată, din cauza că, eu știu, trece pe acolo trenul, nu știu. Sunt niște lucruri, cum să spun, care trebuie văzute și care, de fapt, sunt luate în calcul. Dar, vedeți, dumneavoastră, atunci când ne dedicăm zone acestea minunate și fascinante a pseudoștiinței, așa se întâmplă. Ajungem la tot soiul de rețele Harman, care, cum să vă zic, le putem accepta foarte ușor, în măsura în care dovezile privitoare la ele sunt riguroase și valabile. Câtă vreme ele țin de oarece imaginație sau eu știu ce crânguță de alună a cuiva, atunci încep să apară problemele. Da, știu, și știința este fascinantă. Dar vedeți dumneavoastră, mai peste tot în lume, pseudoștiința este mai vocală. Găsește lucruri mai frumoase de spus. Iar atunci când pseudoștiința, dar nu e pseudoștiință, este ceva chiar foarte frumos. Tânăra noastră domnișoară ne comunică un lucru extrem de important. Veți vedea despre ce este vorba.
Da. Pe de altă parte există și opusul. Există acea zonă de un kilometru pătrat în Bucegi unde organismul se pare că nu obosește niciodată. Oamenii se încarcă energetic impecabil. Sunt mai multe. Și sunt mai multe. Nu sunt o să discutăm multe, acum, da. Că acum sunt vorbim mai... despre partea mai puțin plăcută. Dar... Nu zâmbesc, nu. E foarte frumos. Eu chiar o să vorbesc cu prietenii mei să ne mutăm redacția acolo. Nu obosim niciodată, o să putem scrie la nesfârșit, putem face emisiuni fără să mai obosim vreodată. Iar vă dați seama, un sportiv, un alergător, un atlet, ar putea acolo să alerge la nesfârșit săptămâni în șir. Vedeți, s-ar putea obține o dovadă foarte clar. Organismul nu obosește niciodată. Știu ce să mi se spună, știu de pe acum, căci nu este vorba despre organismul material, ci despre organismul spiritual, cel ezoteric, cel metafizic. Ce frumos sunt. Bine, prietenii noștri spuneau că e vorba de mai multe zone. Păi, ar fi și mai frumos. Am putea muta toate chestiile astea unde se muncește din greu, în zonele acestea. Iar oamenii, plini de energie, vor putea munci la nesfârșit. Ce frumos sună! Vedeți ce frumos este să găsești locuri în care nu obosești niciodată. Nu vreau să fiu ironic. Chiar mi-aș dori un asemenea loc. Pentru că știți ce dumneavoastră, oboseala asta. Dar într-o altă emisiune am găsit un lucru și mai frumos. Nu mai este vorba de oboseală, nu mai este vorba de rețele Hartmann, nu mai este vorba despre meteoriți care au axa Pământului. Este vorba despre părți stelare. Spuneți-mi și mie, dumneavoastră vă puteți imagina ceva mai frumos decât aceste părți stelare? A fost și un film, Stargate. Păi Stargate era un film, o slăbiciune de film, o încropire artistică. Dar adevăratele părți stelare chiar există și noi le putem accesa. Să vedeți dumneavoastră, ne spune în cadrul acestei emisiuni un domn care l-a mai prezentat și cu alte ocazii, punea diagnostice de la mare, dar foarte mare distanță. Sunt uscat, exact, pădurea și pădurea Baciului. La fel, tot sunt așa. Zone cu copaci strâmb sau uscați. Pădurea Baciului ce energie are? Și așa. Este o... Nu e o energie benefică acolo. Dar că n-ar fi bine să mergem noaptea în zona aceea. Nu, nici ziua, nici noaptea nu prea bine. În schimb, acolo se pare că sunt niște transferuri energetice din alte dimensiuni. Portaluri. Da. Cum sunt în Bucegi. Și nu numai în Bucegi. Din cauza asta acolo este amprentată. Vreau să vă întreb, dar oare chiar este reală treaba aceasta? Vă spun sincer, este singura zonă în care sunt puțin sceptică cu acest portal, dacă există cu adevărat. Adică există. Chiar să treci în altă dimensiune. Există. În rest, sunt convinsă că și există viață după moarte și așa mai departe. Dar aici... În Manchester, un inginer a ieșit către... ieșirea din Manchester, către marginea orașului și a văzut o poartă din asta stelară, cum se spune. De trecere dintr-o dimensiune în alta. Și sunt două tipuri. Când e o perioadă de început, cam de vreo lună de zile, când poți să intri în poarta stelară, și încă o perioadă după aceea când nu mai poți să ieși. Nu mai poți să ieși. Poți numai să ieși. Am înțeles. Dar dacă intri în cealaltă dimensiune, nu mai poți să ieși imediat. De acolo te-ai pierdut. De acolo când ies, nu ies sub forma unor oameni, ci ies sub forma unor sfere energetice. Ei, deci cel din Manchester... Dispar oarecum ca da, dispar. A fost o persoană destul de cultivată la noi, care în Bucegi a găsit o asemenea poartă stelară. Da, am găsit o... am făcut o emisiune la Polovraci. Acel filmuleț în care tot așa se pare. Unde erau? Și, nu știu, filmulețul. Dar în Manchester ce a făcut tipul? A chemat mai mulți prieteni și a făcut o societate care studiază acest lucru și au găsit că în America sunt câteva sute de porți stelare, dar astea dispar, după maxim două luni dispar. Portalul acesta. Da, deci e deschis o perioadă de timp după care dispare. În URSS de altă dată erau tot așa câteva sute de asemenea porți și ei nu au făcut indexarea pe tot globul, dar în restul țărilor sunt colo 10, colo 15, în funcție de ce s-a auzit. Se spune că în aceste zone evenimentele pot fi anticipate, poți oarecum să vezi în viitor.
Nu e frumos să avem ce învăce și porți stelare. V-am spus, prietenul meu, Cristian Pompei, chiar studiază asemenea porți stelare, a făcut și un film, dar problema este partea aceasta sceptică sau rațională a anchetelor pe care le face. Dar vă să știți că am avut discuții foarte interesante cu el. Niciodată n-am încercat să susțin așa lucrurile pe care le susține în asemenea emisiuni. Îl interesa, chiar îl interesa zona științei, dar pentru a încheia emisiunea mai am o secvență care o să vă placă. Păcatele noastre, cele lumești, provoacă cu tremure. Cu tremure. Știți ce se întâmplă? Amprenta vieții de pe pământ este foarte importantă pentru interiorul pământului. Dacă sunt două falii care sunt într-un echilibru precar și amprenta negativă de deasupra, adică războaie, neînțelegeri, amprenta negativă este foarte mare, cele falii de jos primesc energia suficientă ca să se miște, să facă echilibru. Să nu uităm, Iranul și Irakul au fost acum 1000 de ani, acum 2000 de ani, acum 3000 de ani, unele din cele mai importante orașe, unde s-au dus bătălii importante în Iran, Irak. Deci, apropo de amprenta energetică. Da, uitați, e un fapt clar. Republica Dominicană și cu Haiti sunt pe aceeași insulă. Una e pe o parte, una e pe o parte. Haitienii au această religie cu vudu. Cu vudu, da. Deci acolo majoritatea se ocupă cu vudu. Republica Dominicană nu are oameni care se ocupă așa ceva. Da. A fost de curând, acum câțiva ani, un mare cutremur și un tsunami din dar numai pe jumătate din insulă, numai pe Haiti, pe ceilalți. Deci zona unde se face acel vudu. Deci ce face? Pământul caută să-și echilibreze zona ca să spargă negativitatea zonei. Da, dar la noi în 77 atunci? Nu, aici cu 77 trebuie să abordăm mai multe probleme, nu mai e problema energetică. Păi gândiți-vă la japonezi când au avut... Deci, sunt foarte multe acumulări din astea negative, asta vreți să spuneți? Da, da. Este ca o scuturare. E foarte importantă treaba asta. Da, pentru că e viață, el e viu. El e viu, pământul e viu și reacționează la momentul. În Japonia, când a fost problema cu... explozia atomică la Fukushima, de la Fukushima, da, cu tsunami respectiv. Japonia este o țară care are o religie bazată pe sinucidere, nu? Prin, da. Prin harakiri. Da. Deci ei în istorie au amprentat foarte negativ spațiul lor prin faptul că gândesc negativ asupra vieții. Da. Una, în al doilea rând, au luat cam 100.000 de chinezoice în al doilea război mondial, din câte țin minte, și le-au făcut prostituate pentru armata Japoniei. Deci oameni care n-aveau nicio treabă cu armata, deci oameni liniștiți, care nu se băgau în război, femei. Tot ce au făcut ei cu omoruri, cu sinucideri, a amprentat foarte negativ această zonă. Și ce vreau să spun? Că se spune așa, că se spală prin apă și prin foc tot ceea ce e rău. Apropo de foc. Deci a fost și apă și foc acum. Băi, japonezilor, băgați-vă mințele în cap, domnule, renunțați la păcate, spălați-vă păcatele. Vedeți ce efecte a avut faptul că ați adus 100.000, nu erau chinezoici, erau coreenci, pentru armata japoneză, 100.000 de coreence ca să le transformați în prostituate, da. Ce păcaturi, așa? Vedeți, asta vă cauzează ce v-a cauzat în legătură cu Fukushima. Acolo că n-a fost explozia atomică, e cu totul altceva. Sunt alte. Dar se întâmplă. Când emisiunea este în direct, ați văzut și dumneavoastră, se pot întâmpla tot felul de lucruri. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune, dar ne vedem săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Roman.